seara, dragi telespectatori, emisiunea Viața Gorjului vă invită astăzi la un subiect mai puțin plăcut. Sunt Aura Stoienescu și alături de colegul nostru Cornel Șomâncu, realizator la Insat TV, dar în calitate de director al săptămânalului Vertical. Bună, Cornel, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum te simți în partea invitatului? Domnule, asta spuneam că e ciudată puțin postura, având în vedere că în studioul acesta realizatorii par în partea cealaltă, așa se așează. Da. Te-am invitat pe tine la emisiune pentru că cei cu care aș fi vrut să fac emisiunea n-au vrut să vină sau, să zicem, n-au avut dorința și curajul de a spune punctul de vedere sau de a spune care e situația, și am să spun acum telespectatorilor, se vede și pe burtieră, paralizați fără ajutor. Și multe alte persoane, asta e tema emisiunii noastre, sunt oameni la pat care nu primesc nicio indemnizație din partea statului, nu au drept de însoțitor, cu toate că au nevoie de însoțitor, și pentru faptul că comisia care se ocupă de selectarea acestor persoane a zis uitați-vă pe site-ul ministerului și pentru faptul că primarul comunei Cătunele, care ne-a semnalat acest subiect, spunea am dorit ca direcția locală din Gorj să anunțe ministerul ce se întâmplă în județul Gorj, te-am invitat pe tine să dezbatem pe față subiectul, pentru că cu siguranță oricine ar fi venit de la comisia de evaluare a persoanelor cu dizabilități sau oricine ar fi venit n-ar fi fost foarte sincer, pentru că nu-l lasă funcția să fie sincer. Da. Aș vrea ca noi să fim sinceri. Trebuie să spun că noi am mai discutat despre acest subiect și de ce. Faptul că e o problemă spinoasă la nivelul primăriilor, consiliilor locale din județ și mai ales că sunt foarte mulți oameni în nevoie care, din diverse motive, și o să vedem că nu permite legea de multe ori, dar de multe ori este și aplicată prost, dar în același timp avem situații, știe toată țara, am văzut situația ministrului, fostului ministru al muncii, în care soțul acesteia a putut să încaseze și indemnizație. Trebuie să ai și anumite... Are dreptul și la însoțitor, după câte știu. Da, conform lege. Dar conduce mașina. Da, aici merge e problema. Pe stradă, conduce mașina. Da, noi avem oameni problema. Cu handicap, într-adevăr nu văd, dar în continuare conduc mașina, chiar dacă de multe ori poate nu au carnetul, că între timp s-au mai trezit și autoritățile. Și situația asta a fost și mai gravă în anii trecuți. Dar la fel de bine s-ar putea să vadă foarte bine. Da, cu siguranță văd. Deci nu asta e o problemă. Sunt și persoane și care au nevoie cu adevărat. Că nu da, văd. Da. Dar în general în ultimii ani au început să se facă prin baze date, se face o corelație între cei care, să spunem, au un se handicap. Se spune că nu văd, da. Și au permis. Da. Deci după scandalurile din anii trecuți s-a mai făcut o corelație și nu cred că mai sunt foarte multe cazuri de acest gen. În schimb, apropo de problema pusă în discuție, mi se pare și inspirată, felicit pe domnul primar că a avut curajul să semnaleze această problemă, pentru că de foarte multe ori, și o să vorbim în emisiunea de astăzi pe când ne permite timpul, partea aceasta de oameni care au nevoie de aceste facilități pe care le dă statul, de aceste ajutoare, de aceste indemnizații, sunt folosiți și ca masă de manevră electorală. Adică dacă de multe ori, bine, depinde și ce diagnosticare, dar se întâmplă ca unii care au, și asta aveam semnalat la Vertical, se întâmplă ca unii oameni să aibă un diagnostic care se încadrează pe aceste indemnizații, pe acestea, să au drept la însoțitor. Însă persoanele respective nu primesc pentru că deja, să zicem, primăria respectivă are un număr determinat de azi și nu mai poți să ia alții. Deci nu sunt bani în momentul de față. Așa li se spune. Oamenii nu știu de multe ori să alerge, sunt unii la pat, da. Și nu au, sau în familie, oameni care să alerge pe la comisii. Sunt mulți care se încadrează, dar care n-au ajuns într-o comisie. Și aici și e o problemă foarte, foarte spinoasă. Dar te-aș invita mai întâi să vedem materialul filmat de noi la Cătunele, punctul de vedere al domnului primar. Am încercat să cerem, dragi telespectatori, v-am spus și punctul de vedere al comisiei care face evaluarea pentru încadrarea în grad de handicap. Doamna președinte nu era prezentă, mi s-a spus că sunt anumite persoane care pot să spună, după aceea că nu pot să dea declarații, după aceea că doamna președinte a spus că să nu se dea declarații, că numai dânsa dă și dânsa nu era acolo. Ne-am săturat să tot întrebăm și să tot încercăm să aflăm care este,
nu neapărat punctul lor de vedere, că punctul lor de vedere trebuie să fie legea. Dar ce ar putea să facă? Dacă mai pot să facă mai mult de atât decât să aplice această lege care este nedreaptă. Problema e, apropo de, și ne întâmpinăm la foarte multe instituții publice, prin lege au și purtători de cuvânt, sau ar trebui să aibă. Automat, un punct de vedere, chiar dacă este cel oficial, chiar pe lege, da, este cel al purtătorului de cuvânt. Și nu numai la această instituție, se întâmplă la foarte multe instituții din Gorj. I-am rugat chiar să-mi citească din lege și n-a avut cine, mi-au dat un link, mi-au spus să citesc pe site-ul, zic, bun, vreau un site oficial, mi-au dat site-ul ANPH, zic, și cunosc site-ul ANPH, când am intrat este în lucru. Da, și mai e o problemă apropo de chestia aceasta și cred că ar trebui și valabilă și la alte instituții publice. Te duci în Gorj și te trimite pe omul de la țară care vine să spunem, să vrea să intre în comisie sau ceva și ăsta, citiți condițiile care trebuie să le îndeprinzi sau ce trei acte să aduceți la dumneavoastră pe site-ul nu știu care. Omul ăla a accesat niciodată un site de internet, nu știe ce e ăla. Da, iar eu am văzut condițiile care, prin care se face încadrarea în grad de handicap, aveau vreo 200 de pagini. O altă problemă. Probabil nici angajații n-au citit această lege la cap la cap. Nu cred că trebuia să fim trimiși la site să citim de acolo, să vedem dacă ne descurcăm. Nu, dar sunt oameni plătiți care ar trebui să dea un punct de vedere punctual legat de cazul. Bun, dar și cetățenilor, deci problema aici, asta s-a întâmplat cu o instituție de presă. Și dacă cu o instituție de presă se face asta, vă dați seama ce se face cu cetățenii, oamenii simpli care vin acolo să apeleze cu diverse probleme. Foarte și spuneam, din nefericire, nu e vorba doar de această instituție. Și alte instituții care lucrează cu publicul procedează din nefericire la fel. Da. Haideți, regia, dacă este pregătit materialul, să-l prezentăm. Mai multe persoane din comuna Cătunele sunt neajutorate, dar nu beneficiază de însoțitor sau măcar de o indemnizație pentru a-și cumpăra tratamentul. Primarul localității, Florinel Țuilă, e hotărât să facă toate demersurile posibile pentru ca legislația privind protecția socială să fie îmbunătățită, pentru a fi corectă față de toți oamenii aflați în situații dificile de boală. Sunt revoltat de faptul că în România sunt mulți beneficiari ai banilor statului pe probleme sociale. Cred că fără să merite acești bani, pe când alte persoane tot în aceeași țară suferă la ora actuală datorită bolilor dobândite sau chiar din naștere, boli care îi fac să depindă de alte persoane și aceștia nu beneficiază de asistență socială plătită, nu beneficiază de bani de la bugetul statului, deși vizibil ar avea mare nevoie, pentru că trăiesc în comunitate acolo unde sunt persoane care se încadrează conform legilor ca persoane cu handicap, în timp ce aceștia nu se încadrează în legislația românească. Deci legile sunt făcute de oameni, de români, dar nu neapărat pentru români. Sunt făcute probabil la momentele respective din interese. Avem persoane paralizate, sunt în cei peste 10 ani de când sunt eu la primărie, foarte multe persoane au fost la pat paralizate, au trăit 5, 6, 7 ani, nu au beneficiat de aceste drepturi pentru că accidentele vasculare sunt considerate ca ne beneficiind de protecție socială din partea statului. Deci un om care are o paralizie depinde necondiționat de altă persoană, depinde necondiționat de medicamente. Sunt zeci de persoane care de-a lungul timpului au fost ajutate de noi de primărie pentru că nu au avut cu ce-și cumpăra medicamentele, nu au avut cu ce să-și cumpere nici măcar alimente. Au fost ajutați de noi cum am putut, dar e dureros că statul român nu se ocupă de asemenea persoane. Dar îmi spunea cineva anterior că totuși, de exemplu, în Mehedinți s-ar fi dat și pentru, la un moment dat cel puțin, pentru accidentele vasculare, indemnizație sau știu eu, sume de bani pentru ca acele persoane să-și poată duce viața în continuare în condițiile de boală și de nevoie de ajutor și chiar se punea problema ca cineva să-și mute de aici domiciliul în Mehedinți ca să beneficieze. Păi nu e aceeași lege și la noi și la ei? Sincer, nu știu cine ar trebui să se ocupe, dar cred că parlamentarii, până la urmă, sunt cei care dau legile.
sau Ministerul Sănătății să aibă grijă de astfel de probleme. Paralizia este o imobilizare a celui care are ghinionul să paralizeze. Indiferent că... Indiferent din ce județ ar fi. Sau din ce cauză a paralizat. Acum, cred că la Mehedinți, așa spunea persoana, că a avut mama la pat ani de zile, nu a beneficiat, a vrut să-i mute domiciliul la Mehedinți, nu avea cum să schimbe domiciliul, pentru că fiind la pat, nu avea cum să facă poza ca să-și facă din nou buletinul și nu a rezolvat nici în acest mod pensia de handicap, adică indemnizația asta de la stat. A trăit ani de zile până anul trecut când a decedat la pat, un om a fost zilnic lângă persoană, din start aici ar fi trebuit să beneficieze de indemnizația de însoțitor sau de asistent personal. Deci din start, nu se pune problema unei persoane paralizate, că știm ce înseamnă o persoană paralizată, dar cred că cei de sus sunt departe de cei ce sufăr azi. Deci cei ce conduc Ministerul Sănătății, nu miniștrii, că nu miniștrii au problemele astea, ei au managementul, dar specialiștii din ministeri ar trebui să simtă pe pielea lor ca specialiști, pentru că sunt până la urmă medici, mă gândesc că sunt medici, nu sunt electricieni, și știu că o persoană paralizată este o persoană în imposibilitate de a-și procura cel puțin hrana sau de a mânca, efectiv de a mânca. Deci, cred că oamenii au dreptate. Ne-am adresat Comisiei Județene de Evaluare. Oamenii au deschidere față de problemele cetățenilor, dar au standarde, au niște boli anume pentru care se pot face plăți și cadra persoana ca persoană cu handicap. Dosarele trebuie să fie complete. Trebuie să fie dosare complete. Internet, spunea doamna. Da, doamna asistent comunitar. Dar cred că paralizia, însăși paralizia, accident vascular. Da. Paralizia e dată din accident vascular. Este o boală care nu ar mai avea nevoie de niciun alt, nicio altă boală ca asociație, pentru că este clar că e o persoană în imposibilitate de a-și mai duce viața singură. Bun, și automat ar trebui legile să-i apere pe oameni și nu să umble oamenii cum sunt puși să umble. Și la nivel de Gorj, dacă s-ar face o statistică, cred că sunt mii de oameni care sufăr de boli care nu se încadrează. Deci consider că nu noi primăria și primarea am putea rezolva problema asta, asta e problema a direcției sociale. Cred că și a Comisiei de Handicap de la Târgu Jiu, care ar trebui să facă demersuri către minister, fără frică, pentru că nu are nimeni ce le face că spun adevărul, să se adreseze cu faptul că, adică să comunice cu ministerul și să-i anunțe că li se adresează foarte mulți cetățeni bolnavi, care sunt cu adevărat dependenți de altcineva și că aceste persoane s-ar încadra dacă ar fi legislația pusă la punct. Ar trebui ca direcțiile județene să se adreseze Ministerului Sănătății și prin lege această boală, și eu mă voi lupta în perioada următoare, pentru că tot au făcut acești oameni această sesizare, fac și demersuri scrise, vreau să mă și duc personal spre Ministerul Sănătății să țină cont că la nivel de județ accidentul vascular cu imobilizarea persoanei, că e accident vascular mai puțin grav, care după o perioadă scurtă de timp, o lună, două, trei, persoana își revine și poate să-și ducă viața mai departe în condiții normale. Dar în mare majoritate accidentul vascular duce la paralizii prin care oamenii cel puțin o mână și un picior și îl pierd. Că se mai trăiesc ei pe acolo prin curte, am spus, ca o necesitate. Bun, aceste persoane obligatorii au nevoie cel puțin de medicamentele de întreținere zilnică, care îi costă mai mult decât au pensie sau chiar nu au pensie. Da, chiar ne gândim să participăm și să solicităm și alți primari, dacă au cazuri de genul acesta, să poate dacă nu a făcut direcția de asistență socială, poate facem noi asta, adică să solicităm public tuturor primăriilor care au probleme de genul ăsta să ne prezinte câte cazuri au, eventual să se facă, știu eu, un memoriu comun, cred că ar ajuta din partea
primăriilor care au probleme. Și eu cred. Pentru că niciodată o direcție din reprezentantul Ministerului în teritoriu nu o să contrazică Ministerul, când Ministerul a spus numai ăștia beneficiază. Și dacă ne gândim, până la urmă e vorba de hai să împărțim bugetul statului în multe bucăți și la care să dăm și la care să nu dăm. Și atunci legea a zis așa, păi dăm numai la ăștia. Da, așa este. Eu... De ce să dăm la mai mulți, chiar dacă au și aia nevoie, hai să fortuim și să zicem dacă ai aia și virgula și punctul și două punctele în dosar, primești. Dacă sunt nu, foarte multe probleme sus ce nu sunt cunoscute, sunt foarte multe probleme jos la noi ce nu sunt cunoscute de cei ce sunt la conducerea ministerilor sau în diverse direcții. Sincer să vă spun, am avut discuții cu reprezentanții, cu șefa Comisiei Județene și cu reprezentanții ai Comisiei Județene și știu și ei că așa stau lucrurile, știu și ei că e greu, dar nu au soluție pentru că până la urmă sunt niște legi pe care trebuie să le respecte. Dar numai împreună putem să rezolvăm problema. Sper ca și ceilalți primari să schimbăm legea. Sper ca și ceilalți să o îmbunătățim. Potrivit legii, primăriile pot sprijini persoanele aflate în imposibilitatea de a se descurca singure numai prin asistentul medical comunitar și asistentul social, care însă nu pot face mare lucru pentru ele. La nivel de Comuna Cătune, noi avem probleme deosebite cu oameni cu paralizii, cu oameni care nu au niciun fel de venit, oameni cu handicap. Cetățenii cu paralizii sunt foarte mulți care nu se încadrează în grade handicap, datorită legislației actuale. Iar o parte din aceștia au avut grad de handicap și au fost scoși pentru că nu s-au mai încadrat. Pentru că nu au asocieri de boli, nu le au boli din naștere, au boli dobândite și nu se mai încadrează legislație și majoritatea nu pot să încadreze la un 416 prin faptul că au soții pensionari, au o pensie mai mare, mai au terenuri, au depozite bancare, deci n-am cum să-i încadrez la 416. Cetățenii fără venituri, îi am pe toți, am ținut cont, i-am ajutat cu... i-am băgat la 416 ca să-și câștige cât de cât existența. În momentul de față sunt două persoane, am avut două care au decedat. Sunt mai multe persoane care pot să beneficieze, dar... sunt multe acte care se cer, persoanele nu pot să meargă să-și procure toate actele necesare. Sunt persoane în vârstă, probabil nu au nici însoțitor sau cine să se ocupe, dar sunt persoane. Au avut fost încadrate în grad de handicap anterior? Nu. Persoanele care nici care sunt acum, care au decedat, a fost o persoană, acum nu. Nu sunt, dar sunt imobilizate la pat. Avem un caz de Genaro Ecaterina, care a avut grad 2 de handicap în anul trecut, am înțeles, da. Și acum nu mai beneficiază. În ce stare este? Credeți că... Este o persoană foarte bolnavă, deci nu... care a avut grad, cum a zis și dumneavoastră, dar s-a... la revizuire i s-a tăiat. I-au trebuit mai multe acte necesare, nu a avut cine să umble cu dumneaei și... s-a tăiat grad. Cazurile sunt diverse, de la persoane care nu se mai încadrează în grade handicap, deși starea lor de sănătate nu s-a îmbunătățit deloc, până la persoane aflate la pat de ani de zile, care nu primesc niciun sprijin financiar și nici drept la însoțitor, deși au nevoie obligatoriu de el. Și dumneavoastră sunteți un caz de persoană la care s-a tăiat gradul de handicap. De când l-ați avut? Vă spus din 2000. Mi-a dat Coiculescu, domnul doctor Coiculescu, m-a trimis doamna doctoră Brateveanu la comisie, mi-a făcut contestare, domnul doctor alalt nu mi-a dat, n-a vrut, ăsta care a fost, dar... Dar ce boală aveți? Ce handicap? Epidestie pe sistem nervos. Și ați avut inițial ce grad? Am avut gradul 2. După aceea? Ultima dată vă spus, în 2012 am avut, mi-a dat gradul 3. După ce mi-a dat gradul 3... Nu mai dat niciunul? Nu mi-a dat niciunul. În ce an? În 2013. Cum vă simțiți acum? Domnișoară, foarte rău. Mă doare de nu mai pot. L-am închis ochii tot în noaptea asta și am plus. Și uitați aici și două voințele, că i-a tăiat.
Da, ați căzut, ați mers așa pe, pe prin curte și ați căzut, ce ați pățit la picior? Am căzut în casă. Nu se poate deplasa singur, aproape de vreo 3-4 ani de zile, unde am bătut spari și rândeți, ca să mă iese ceva pe afară, să ducă în spatele căștii și să mă scuza, să mai facă și a nevoile. Și ea tăia și pensie, acum la, din mai nu mai are nici pensie, nu mai are nimic. E și cardiac, care și fișa de la cardiac și tot nu... N-a reușit azi că nu se mai încadrează în gradul acela de handicap. Dar cum au justificat că nu se mai încadrează pentru că e mai sănătoasă sau pentru că s-a schimbat legea sau de ce? S-au schimbat legile, s-au schimbat, eu știu ce să vă zic și eu, că nu știu nici eu. Că s-au schimbat legile și când s-a dus... Așa vi s-a justificat la comisie că din cauza asta nu se mai încadrează sau că nu aveți dosarul complet față de alte dăți? Nu, nu, s-au schimbat legile acelea. S-au schimbat legile și ea nu se mai încadrează. Cum vă numiți? Moșată Mare. Soțul dumneavoastră e paralizat, nici nu poate vorbi, n-am putut vorbi cu dumnealui. Ce s-a întâmplat? Ce boală are? Nu, din la accident vascular făcut. De când? De când? Are 2 ani și a plecat pe 3. Și nu s-a mai ridicat de atunci singur din pat? Nu s-a recuperat niciodată? Nu s-a recuperat? N-ați avut nicio... Am fost, domnișoară, am fost la București. Am fost de 3 ori. Mă duceam, am stat câte o lună pe acolo cu el. Am luat cadru, că să mai meargă în cadru. A mai mers și în cadru. Acum, de când s-a dat vremea asta, de n-a mai fost să pot să-l scot afară, n-a mai plecat, știi, să mai dea, să mai meargă. Și n-a primit niciun venit, n-are nicio indemnizație, n-are nici însoțitor, n-are drept la nimic. N-are drept de însoțitor, adică nu sunteți plătită pentru asta. Aveți un salariu de însoțitor dumneavoastră pentru a-l ajuta pe dânsul? Nu am, domnișoară. Dacă legea rămâne așa cum e acum, oamenii care au nevoie de sprijinul financiar al statului și de însoțitor vor rămâne neajutorați, iar situația nu se întâlnește doar la Cătunele, ci în întreaga țară. Întreaga țară se întâmplă asta, nu am anunțat respectatorii, dar este afișat SMS-ul 0766314582, am primit deja un mesaj, putem să-l adăugăm acest caz la celelalte cazuri pe care le-am văzut la Cătunele. Bună ziua, am și eu pe tatăl meu cu piciorul drept, numai puțin că... Așa, cu piciorul drept amputat din sus de genunchi și i s-a dat gradul 2 fără drept la însoțitor. Nu se putea da gradul 1 cu drept de însoțitor, are o vârstă de 60 de ani. Și mai avem un mesaj, noi constatăm ceea ce ne spun telespectatorii, putem doar lua SMS-uri să aflăm și alte cazuri din județ, mai ales că... ne-am gândit să facem ceva, măcar să spunem, să întrebăm. Iată, am întrebat astăzi și comisia ne-a... Da, problema e că aceste cazuri, așa cum am văzut și la Cătunele, cum a spus și telespectatorul, sunt din ce în ce mai multe. Sunt efectiv drame la nivelul satelor din județul Gorj și, cum spuneai mai devreme în reportaj, la nivelul întregii țări. Acum, apropo de telespectatoarea sau telespectatorul care a trimis SMS-ul, trebuie spus că, pe lege, dacă doar un picior e o problemă, chiar dacă e amputat, nu se mai încadrează, din ce știu eu din legislație, se mai încadrează la gradul 1. Deci doar... Dar s-a încadrat vreodată la gradul 1? Din ce știu eu, da, erau înainte și cred că și telespectatorul ne spune ceva de genul acesta. Eu, din câte știu, cu ani în urmă se făcea această încadrare, cred că atunci, în anii 90, când era legislația, devenea dinainte de 1989. Dar ne întrebăm, un om care are un picior doar până la genunchi, se poate descurca singur, oare? În mod normal, nu. Deci dacă ar fi să luăm, să vorbim din punct de vedere strict omenește, ar trebui ca acești oameni să fie ajutați. Mai ales dacă sunt, iată, la o vârstă de 60 de ani sau peste, se descurcă extrem de greu singur dacă nu sunt ajutați. E adevărat însă că, apropo de primăriile din Gorj, întâmpină mari probleme, din ce știu eu, există acele... să zicem așa, sume pe care le primesc, că le primesc cu întârziere sau ceva, asta e altă treabă. De la stat. Da, de la stat. Dar sunt și chiar la vertical primeam de-a lungul lunilor, că practic iată e un subiect care face o sinteză a ce s-a întâmplat în ultimile luni, de asta mă și interesa subiectul, semnalau telespectatorii, acum n-am putut să verificăm, dar în general spuneau așa, da domne, unii care au același diagnostic, cum spuneam puțin mai devreme,
Deci diagnosticul, la diagnosticul meu, să zicem, e gradul 2, e gradul 1 și aș putea să am un însoțitor. Da. Dar eu cu însoțitor, la nivelul comunei, nu neapărat că tunele, oricare comună din județ, sunt 20, să spunem, sau 21. E, eu ar fi al 22-lea, al 23-lea și eu nu iau în momentul de față. Uh-huh. Nu mi se pare, cred că ar trebui să fie cumva o legislație obligatorie. Pe de altă parte, și asta ce-i mai, mult mai grav, și a spus și telespectatorul, oamenii nu știu să umble, nu au cum să umble, nu au pe cine să trimită și automat... Ies din aceste, deci se schimbă legislația, ar trebui adăugate diverse lucruri pe care nu le fac. Acum, o problemă în primăriile județului și cred că aici ar trebui rezolvată, că la Gorj chiar se întâlnește, ar trebui să stabil omul acela care este pus, asistentul social, în primul rând ar trebui să fie... Părerea mea, un absolvent de drept sau în orice caz să știe și legislația, să-i poate ajuta pe oameni, să știe ce să facă oamenii, cum să-și întocmească dosarul sau ceva de genul ăsta. Dacă trimiți un profesor care n-a găsit un loc de muncă și îl pui pe postul respectiv sau nu știu, absolvent de orice altceva, de actorie sau de orice altceva, n-are legătură cu domeniul. Da, da, asistent social nu înseamnă asistent juridic, adică am înțeles. Ar trebui să-l ajute la situația nu, pe care o are, de, nu la întocmirea dosarului. Să aibă specialitate. Primarul de la Cătunele, da, să spunea că el se ocupă și îi ajută tot ce, chiar și să meargă să iau adeverință. Cazul fericit. El, primăria. Da, da, cazul fericit. Deci pe lângă asistentul social îi ajută și primăria. Da, dar problema e că de multe ori acești oameni care vin între primării și cetățeni au o problemă, nu sunt pregătiți pentru asta, poate sunt, poate au 2-3 facultăți, dar n-au un domeniu respectiv. Nu vin cu, ca să nu mai vorbim de tradiționala problema noastră că tratăm cetățeanul cum îl tratăm, deși ar trebui și în unele localități jos pălăria față de primari, salariații sunt aproape de cetățeni, că sunt de acolo, din zonă. În alte localități e cum el e angajatul primăriei de foarte sus, da, și nu-l interesează ce face omul. Mai avem un mesaj, spune așa: sunt fiica unui bătrân cu 2 accidente vasculare, demență și glaucom. Fără vedere totală, am 44 de ani, fără vedere totală. Am 44 de ani și tataia meu nu are vedere de 4 ani. Cred că nu înțeleg mesajul foarte bine. De ce trebuie să treacă ani pe lângă mine și fără vechime nu pot pleca la servici să-l las? Vă mulțumim. Deci trebuie să stea acasă să-și îngrijească persoana bolnavă. Nu are vechime, ar beneficia de vechime dacă ar primi însoțitor, adică dacă bolnavul. Deci bănuiesc că primește totuși o indemnizație. Pentru indemnizația aceea pentru că altfel n-ar vorbi de vechime, deci. Păi există. Nu spune că nu trebuie să stea acasă lângă bătrânul bolnav și nu poate avea vechime. Din ce văd... Eu înțeleg că da, îngrijește și nu va avea niciodată vechime. Nu, dar dânsul ar trebui să se încadreze și dacă ar trece deci printr-o comisie. Deci bătrân cu 2 accidente vasculare, demență și glaucom. Deci glaucomul presupune, total. Da, presupune că nu vezi. Deci automat... acolo duce glaucomul. Da. Deci cele două astea ar permite să se încadreze pe grad de handicap. Deci problema e, a trecut prin comisie sau nu? Da, dacă întrebarea trecut, e dacă trebuie, da, a trecut cazul prin comisie, da, pentru că e posibil să aibă dreptul și inclusiv la însoțitor. Da, posibil. Acum depinde din ce localitate e și dacă se poate să nu se trezească în situația cealaltă. Adică, în primul rând, că nu și-a făcut prin comisie acte, dar să nu poată fi posibilitate să se dea această... Nu avem destui bani. Da. Adică proiect finanțabil, dar fără finanțare, cum sunt există, la noi proiectele. Da, există foarte mult. Da, eu, Paul. Avem un mesaj, nu, e un mesaj care, e cineva care a mai trimis un mesaj anterior și noi vedem pe telefon și mesajele trimise de pe același număr cu alte ocazii. Mai era un mesaj legat de un caz de la Padeș, dar acum se referă la cazul nostru de la Cătunele. Mă bucur că mai există oameni care se gândesc și la oameni paralizați și fără niciun ajutor și la binele lor. Mulțumim și în numele primăriei Cătunele și numele nostru, dacă vă referiți la noi. Din păcate, nu putem face foarte mult, adică eventual să arătăm, să mergem la oameni atunci când ne cheamă, pentru că
E dureros să vezi un om în pat, e dureros pentru tine ca reporter, rămâi cu o traumă prin faptul că l-ai văzut acolo și ai trecut o clipă prin ceea ce trece el, adică cu gândul, bineînțeles. Dar vă dați seama ce înseamnă pentru un om care a stat 2 ani în pat, să ne gândim că stăm poate într-o după-amiază mai mult în pat și încep să ne doară oasele, mâinile, picioarele, ne întoarcem de pe o parte pe alta. Și m-am gândit atunci cu groază, văzându-l pe acel bătrân în pat la Cătunele, ce înseamnă să aștepți să te întoarcă cineva de pe o parte pe alta? Nici măcar atât, să te poți întoarce în pat. Nu mai vorbim să te ridici, să pleci. Telespectatorii se adresează în general instituțiilor de presă, mai ales când se abordează asemenea subiecte, pe ideea că pot găsi și o rezolvare. Din păcate, în afară de a semnala aceste lucruri, e clar că nu putem să facem altceva. Se poate și mai mult. Mă gândesc eu dacă o instituție când vede că presa se concentrează pe un caz, să-l trateze cu mai multă corectitudine. Nu vorbesc de bunăvoință, nu vorbesc aici de trafic de influență. Da, deci doar să fie corecția. Cei domni care sunt plătiți să ne asigure asistență socială și toate celelalte. Vreau să spun că de foarte multe ori, și am văzut și la alte emisiuni pe care le-am făcut la ENSAT, telespectatorii așteaptă chiar o rezolvare de la noi. Ea nu poate veni, vă spuneam, decât, deci numai în ideea că semnalăm cazul sau suntem puțin mai și stârnim atenția punem pe el. Punem lupa pe caz, da. Și atunci autoritățile sunt mai atente. Da. Pe de altă parte... Și mai corecte, să sperăm. Pe de altă parte, însă, sunt lucruri pe care legea, într-adevăr, așa cum este făcută, vorbea domnul primar mai devreme de faptul că ar fi nevoie de o schimbare de legislație. Dar și domnul primar de la Cătunele și alți primari au la dispoziție, au făcut de-a lungul anilor, spunea domnul Țuilor, că e la al treilea mandat, cred că vreo 10 ani sau mai bine, așa, au tot pus parlamentari. Păi foarte bine, să discute cu ei, că tot, că probabil unii dintre ei uită după ce au fost aleși să mai treacă prin localitățile respective, să inițieze schimbări în această legislație. Deci un om, aveam cazul mai devreme, deci în momentul când nu vede, deci efectiv nu poate pleca de acasă pentru că e orb de tot, sau deci nu are niciun oricum fel de... are și două accidente vasculare. Da, și are și două accidente vasculare. Omul acela nu se mai poate întoarce nici pe piața muncii, în același timp are nevoie permanent de cineva să stea lângă el. Ori dacă nu-i găsești o soluție ca să cine stă lângă el să fie și plătit, în ziua de astăzi, practic, e o dramă, nu se poate rezolva. Apropo de legislația aceasta, sunt foarte mulți oameni, sunt din diverse, că au făcut atavascular, că au avut accidente din nefericire, care nu și-au mai recăpătat forța de muncă și au rămas la pat. Și de ani de zile. Ori acești oameni, de a nu-i încadra la un grad de handicap și a nu beneficia de acele ajutoare respective, acele sume, în același timp să ai și omul pe care să-l plătești ca însoțitor, este strigător la cer. Din nefericire, se întâmplă asta pentru că legislația e așa cum e, ești capă. Pe partea cealaltă, încă o dată semnalez și am văzut asta și la nivel de țară, se discută, puteți să vedeți forumul de internet și se discută foarte mult pe seama respectivă, că există primari, probabil și în Gorj, dar cu siguranță și în țară, care folosesc aceste, de fapt, ce face comisia aceea la nivel de comună, că până la urmă, să spunem, asistentul social din primărie are un rol foarte important în anumite lucruri din acest. Și primăria de aici are o anumită influență care de multe ori este folosită prost. Deci cred că, apropo de legislație, ar trebui să stabilizăm cumva situația și să încadrăm anumite persoane pe această, deci să beneficieze de aceste sume, aceste indemnizații sau cum s-or numi ele. Pe de altă parte, sunt oameni care nu știu ce caută pe aceste sume. Sunt învățit, am văzut, n-am nicio treabă, pot să se supere domnul de la-ți filma mai devreme, dar dânsul nu mi s-a părut că ar avea nevoie să fie încadrat la un grad de handicap. Deci mie mi s-a părut un om care cât de cât se putea descurca fără să fie încadrat în gradul 2, spunea dânsul că a avut. A fost inițial, da. Da. Și eu spuneam, ne întoarcem la cazul atât de mediatizat de presă, cel al soțului fostului ministru al muncii, Mariana Câmpeanu, omul respectiv conducând mașina.
Deci, și având gradul 1 cu un da, soțitor. Și având gradul 1 cu un soțitor. Adică cu gradul siguranță... 1 cu un soțitor înseamnă că nu te poți descurca singur, adică da, să mănânci, să te îmbraci, să umbli. Cu siguranță, asemenea cazuri sunt, mai sunt foarte multe și în țară, mai sunt și în județul Gorj. Poate ăsta este motivul pentru care de la comisie, după ce n-au vrut să vorbească oricum, dar, în primul rând, au vrut să știe dacă e vorba de vreun caz, că vreau să întreb de vreun caz. Și am zis, nu, vreau să știu și eu ce spune legislația, atât. E, și vreau, au fugit și de vreau asta. Să spun că mi se semnala într-o anumită comună din Gorj și sunt semnalate deja în vreo două, dar cu siguranță sunt și alte, în care îmi spunea altceva. Deci, în mod normal, ca să dai acest însoțitor, ar trebui, conform legislației, ar trebui ca... să fie și o persoană defavorizată, adică să nu aibă posibilități familia să-l îngrijească. E, în mod normal, sunt familii destul de avute în care au, să spunem, în familie, au venituri, multe, au mulți mai mulți membri ai familiei, în care n-ar fi o problemă ca unul dintre ei, fără neapărat, adică să primească o sumă sau chiar să nu primească, ar putea să aibă grijă de... Sunt alții însă într-o situație disperată. E, vreau să vă spun că în foarte multe comune, ăia care ar trebui... Care au și venituri, da, în familie, da, și care au și... ăsta, da, s-au învârtit cu ghilimele de rigoare și primesc și indemnizație, primesc ce trebuie, deci cam totul maximul legii, în de timp asemenea, ce alții nu se încadrează, chipurile că nu sunt bani și nu știu da, ce. Mă gândesc că și Mariana Câmpeanu câștiga destui bani în momentul în care a fost angajată însoțitor pentru soțul ei cineva. Cu siguranță. Un salariu de ministru e un salariu de ministru. Nu, dar în momentul când nu avem, să spunem la o primărie, spune, domnule, n-am decât pentru indemnizare, pot să dau, să dacă zicem, 20. Dacă e să selectăm, hai să da, luăm pe săraci. Hai să luăm pe săraci, pe cu probleme. Care în familia dar noi luăm exact câștigăm. Invers. Da. E, și persoanele respective, primarii... Pentru că și familia ar putea plăti pe cineva ca însoțitor. Cu siguranță. Bine, acum... Ca o familie să... cu bani mulți. Da. Ca și să fim... sunt familii care plătesc însoțitor pentru părinți, există, pentru da, crude, da, sunt, pentru... da, sunt, din, sunt foarte multe familii de acest gen. E, vreau să vă spun că în Gorj și în anumite comune din Gorj lucrurile stau puțin diferit. Iar persoanele respective provin în general... apropo de cele două comune de care mi se semnalase mie, dar cu siguranță spuneam că sunt și altele, sunt în primării, atenție, care au primar de foarte mulți ani. Deci același primar. Deci putem să suspectăm ca idee că... Primarii deci folosesc că favorizează aceste, anumite da, persoane. Deci asta e masa electorală care poate atrage voturile. Tot ne apropiem de, iată, de un scrutin electoral foarte important în care se vorbește că rolul primarilor e foarte important de a aduce oamenii la vot. Pentru că pentru europarlamentare oamenii nu se nu duc așa prea vin la vot. Da. Mai revine persoana dinainte care spunea că are tatăl... sunt fica unui bătrân cu accident vascular... Da. Așa, demență și glaucom, fără vedere totală, am 44 de ani, nu se înțelege din formulare. Și tataia meu nu are vedere de 4 ani, de ce trebuie să treacă ani pe lângă mine, să fără vechime nu pot pleca la serviciu să-l las. Și după aceea spune într-un alt mesaj, de indemnizație primesc, că spuneai tu că... Da, totuși, da, eu așa am dedus, da. Așa, suntem trecuți prin comisie, avem gradul 1, handicap nerevizuibil, poate că nu au un soțitor... Păi da, nu, păi asta e au că problema... indemnizație... Da, da, e soțitorul... Păi da, cine are indemnizație nu are și vechime? În mod normal sunt două... Deci unii sunt angajați cu carte de muncă și unii nu, din ce știu eu din legislație. N-aș putea să știu... Deci nu știu foarte... Dacă cei care știu foarte bine legislația n-au vrut să vină, Cornele, asta este... Și m-am documentat doar pe partea aceasta de, cu cazurile din Gorj, pentru că sunt foarte multe și mi se semnalau... apropo de această... Să zicem că sunt măsuri de protecție socială, sunt forme de protecție socială. Din nefericire, noi, și revin asupra acestei situații, s-a încercat în ultimii ani și vechile autorități, mă refer la fosta guvernare și actuala, au încercat să mai curețe puțin acest sistem, pentru că aveam situația cunoscută în care cu ani în urmă ne trezeam că veneau cu Mercedes-ul să-și ia ajutorul social. Deci s-a întâmplat foarte multe da. Cazuri, știm, am văzut prin presă chestia asta. Ei bine, și acum mai sunt, ar mai fi o variantă, o soluție, părerea mea, la primării, și anume, bun, nu-ți permite legea, nu ai procentul acela de... Dar tu știi că un om e în situație disperată.
Bun, îl încadrez la 416, nu știu ce, deci nu neapărat pe el, ci persoana care are grijă de omul respectiv, ca să respect și legislația. E, la noi, apropo de 416, apropo, că tot am luat-o cu, cu masa electorală a unor... E vorba de venitul minim garantat. Da, venitul minim garantat, știe, da. Da, dar s-a vorbit în emisiune, da. Probabil că el are deja venitul minim garantat și de acord, vrea și un salariu. Vreau să spun cine altceva. Cine nu vrea mai multe venituri? Da, apropo de ajutor, nu știu dacă le poate cumula aici. Problemă. Dar apropo de 416, avem altă situație. De exemplu, se pot rezolva unele cazuri dintr-o comună. Ai o persoană paralizată. Îl pui pe unul din ăștia la care ar putea cât de cât să facă chestia asta și îl pui și îl plătește acolo. Și nu mai îl duci la primar acasă sau ar fi fericită situația în care... Ce vrei să insinuezi? La ajutorul social ar fi folosiți oamenii pentru diverse munci în comun în folosul comunității. Da, eu chiar mi-am amintit că am văzut, scuză-mă că te întrerup, la o primăriță, ca să restrângem aria, la o primăriță acasă lucrau angajații primăriei. Dar nu știu dacă erau de la 416 sau... Dar nu vreau să dau nume. Nici eu. Cu toate că am imaginile filmate. Doar spun că e o primăriță, noi avem două sau trei primărițe în Gorj. Da, sunt la una dintre ele. Patru, cred. La una dintre ele. Da, nu, eu vreau să... Da, să nu extrapolăm, da, să nu mergem în alt subiect. Mai avem un mesaj de la domnul anterior, care a trimis mesajul, care spunea că are pe tatăl cu piciorul amputat, domnule, și eu la primărie trebuie ca să mă adresez pentru un însoțitor că piciorul nu va mai crește niciodată. Vă rog frumos să fiți mai explicativ. Unde anume trebuie să mă duc să fac aceste acte? La cine să apelez? Nu, deci e clar, deci dânsul... dacă înseamnă că n-a trecut deloc prin comisie? Da, eu cam așa înțeleg. La comisia pentru evaluarea persoanelor cu handicap. Deci asta e prima problemă, dar dacă dânsul a trecut asta pentru însoțitor, deci din câte știu trece prin evaluarea primăriei, acea comisie de asistență socială de la nivelul primăriei și în baza acestei treceri primește acea sumă, dar spuneam, e un plafon și din câte știu există foarte multe cazuri care s-ar încadra și nu primesc, pentru că primăriile au un anumit număr pe care nu-l pot depăși. Deci aici e și o problemă de legislație și de parte financiară. Pe de altă parte, și vorbeam apropo de chestia asta, că mă întorc la 40, ca să nu rămâne telespectat, n-a fost un atac la adresa primarii, da, suntem aproape de final, pe aceste ajutoare de la 416 pe care le sunt de ani de zile în lege și sunt folosite, în unele părți sunt folosite chiar în folosul comunității. Am văzut chiar în drumurile mele prin județ, în care îi vezi văruind, îi vezi făcând ceva. Lucrării din nefericire, care semnalele, nu se mai fac cu firme. Da, și apropo că tu ești redactorul șef al ziarului și ai văzut și tu acele mesaje, la vertical am primit de mai multe ori ăsta. Uite, domne, primarul cu tare folosește oamenii să îi sape grădină, folosește oamenii să le aducă lemne din pădure sau ceva de genul ăsta. Au mai apărut prin presă. Deci cred că aceste și dumneavoastră acum, cei care sunteți în situație, dar și cei care nu sunt într-o situație, ar trebui să obligați comunitățile locale să respecte legea. Adică, îl trageți-l de mânecă și pe primar, și pe asistentul social, bă, e în situația aia, că dumneavoastră știți foarte bine, vecinul meu nu se mai mișcă din pan, nu poate, nu are copiii plecați. Sau vecinul meu vede perfect. Da. Și merge primește cu mașina și primește indemnizație. Dar culmea că ei semnalează de multe ori asemenea situații, chiar vecinii respectivi. Poate respectiv. Că nu le-a semnalat cui trebuie. Trebuie să închidem emisiunea, urmează emisiunea de muzică populară, nu e nicio problemă, nu închidem emisia din seara asta, decât subiectul. Mai avem un ultim mesaj, orb la comisie, ab la oftalmolog pentru permis, halal medici, spune ultimul mesaj, foarte adevărat, da, sunt cazuri. Din nefericire are dreptate și să știți că sunt foarte multe cazuri și în județul Gorj, cu siguranță poate mii, zeci de mii de cazuri în țară. Mulțumesc, Cornel, pentru prezența la emisiune, mulțumesc, dragi telespectatori.